care au fost motivele care v-au determinat să faceți parte din acest proiect? Așa de stas întrebarea. Motive. 1000 de motive. Ce v-a motivat? Subiectele care sunt minunate. Întâlnirea cu Chainsaw, cu John. Dar revin la subiecte. Ele sunt pe buzele tuturor, doar că se vorbește în șoaptă despre ele și atunci e mai bine să le aducem la lumină și să vorbim public despre lucruri. Și sunt atât de multe enigme și lucruri neexplicate sau greu de explicat, că merită tot efortul. Aveți vreo poveste preferată dintre cele pe care le veți nara? Și dacă puteți să-mi spuneți care e aceea? Sau ce vă atrage la ea? Poți alege între mistere și enigme, e greu. Sunt toate fascinante, bineînțeles. Dar am mai spus, evident, Eminescu, care e, na, e patronul țării este așa, limbii române, la care el a strunjit din greu. Dar Maglavitu și Petrache Lupu e aproape și fizic, pentru că m-am născut în aceeași zonă și țin minte multe povești spuse de bunicul meu, care s-a dus acolo să vadă, să audă cu urechile lui, să încerce să se apropie. Era foarte greu. Poveștile sunt fascinante. Din punctul nostru de vedere, de ce au nevoie oamenii de seriale documentare într-o lume în care totul practic se află la doar un click distanță? Ce înțelegeți prin distanță? Misterele sunt în buzunarele noastre, în suflete, în minți, sunt peste tot, în clădiri, în natură. Nu sunt departe de noi și atunci efortul este să te uiți la ele cumva din afară, să le scoți, să le numești, să le dai o formă, să le... Da, asta e cel mai greu lucru, să le conceptualizezi, să le explici. E un lucru care e frumos prin zădărnicia lui și prin eroismul pe care îl conține, dar e frumos. Ok. Aveți o perioadă din istoria României în care v-ar fi plăcut să trăiți și să-mi spuneți și de ce? Nu. Nu. De ce? E bine așa cum e. E foarte bine așa cum e. Citesc cu plăcere despre alte secole, dar având posibilitatea să călătoresc, totul este ieri, acum 10 ani, acum 100, acum 1000 de ani. Sunt toate la locul lor. Să încep să le inventez și să vreau să mă duc să trăiesc în secolul 17 sau în mileniu întâi, e artă dramatică mai mult. Nu-i viață. Ce părere aveți despre filmele românești care se fac astăzi? Despre filmele românești care se fac astăzi. Vi se pare că se schimbă ceva în cinematografia românească? În primul rând, nu există o strategie a cinematografiei în cinematografia românească. Sunt gesturi personale, că sunt de grup sau că sunt individuale, și sunt puncte de vedere care nu au legătură decât întâmplător cu țara românească, cu psihologia ei, cu istoria ei, cu prezentul. Dar cinematografia română nu are o strategie și nu are o listă de priorități. Ce teme neatinse sau mai puțin explorate vi se pare că există în filmul românesc? Îmi lipsesc foarte multe, am mai spus-o, în sensul ăsta ziceam, lipsesc teme grele. Cum ar fi? Din preocupările cinematografiei românești, a celor care creează. Ideea de erou contemporan nu mai există. Bine, e destul de săracă lista cu eroi în istoria noastră. Adică de la HD-ul și Negruți încoace, eroi sunt mai mult o eroină. Vitoria Lipan din Baltagu, Ecaterina Teodoroiu, eventual.
Dar avem mari eroi și mari eroine în ultima sută de ani. Nu interesează pe nimeni. Documentarul e mai, cumva mai preocupat de asta. Și e foarte bine asta, dar filmele nu se ocupă nici de destinul elevilor, nici cei eminenți, nici cei drogați. Nu se ocupă nici de mame, nici de istoria recentă, nici de istoria interbelică. Dumneavoastră ați jucat și în română și în engleză. Care vi se pare că dintre limbile acestea e mai potrivită pentru a exprima nuanțe în arta dumneavoastră? În arta care? A mea? În arta dumneavoastră, da. De ce ar trebui să aleg între două limbi când mă exprim în arta din România? Faptul că pot să o fac într-o oarecare măsură nu mă silește să aleg într-un fel, da? Suntem într-o epocă în care e libertate care duce aproape la tevălmășie în foarte multe cazuri. Și atunci o iau pe așa cum vine viața. E adevărat, încă se poate alege. Dumneavoastră sunteți o persoană discretă, lucru care cumva contrastează cu lumea actorilor de la Hollywood. Ce v-a determinat să faceți această alegere? Avem treabă aici, am treabă. În orice situație, am treaba pe care o am aici, ocupația pe care o am, e profund aici. Ea se întâmplă aici. De ce ați ales să rămâneți în România? Nu, n-am ales să rămân. Dacă ai treabă, nu stai să alegi. Serios. Am treabă, dacă am treabă acolo, mă duc acolo. Dacă am treabă la Praga, mă duc la Praga. Dacă am treabă la Cluj, mă duc acolo și așa mai departe. E o călătorie în foarte multe direcții. Nici n-ai timp să alegi. Poți să alegi într-o oarecare măsură, cum să spun, între propuneri. Că sunele prostii, altele sunt medii, altele sunt minunate și atunci se și ușurează. Dilema și problema mare în modernitate acum este că nu mai alegem între rău și bine, alegem între diverse variante ale binelui. Și asta nu înseamnă că răul nu există, doar că îl travestim noi în mai puțin bine. Și dacă ar fi să dați o definiție a teatrului, care ar fi aceea? Dacă ar fi să ce? Să dați o definiție a teatrului, care ar fi a aceea? A teatrului? Da. N-a putut. Cum ați definit teatrul? Decât parțial. A zis că e o oglindă în care omul trebuie să se vadă, că îi ții oglinda omului în față, se vadă așa cum e. Bernhard spune că e o prefăcătorie, o ipocrizie. Noi iubim ipocriziile astea interpretate. Și așa mai departe. Alții au spus că teatrul e totul, e mai tare ca viața. Încă nu avem o definiție stabilă. Cum credeți că va influența inteligența artificială filmele? Inteligența artificială? Ce-i cu ea? Nu se simte bine de mă întrebați? Crezi că va avea o evoluție, un impact negativ sau pozitiv asupra filmelor? Cum îi zice și numele? Ea e artificială. De ce? Este o derivație a unei minți naturale, unei inteligențe naturale. Este cu ceea ce luptăm noi ca oameni în interiorul nostru. Da? E o formă, e o elucubrație, evident, pentru că, de exemplu, atunci când vorbim despre propria noastră inteligență, înțelegem ceva diferit de corpul nostru și de creierul nostru, ceea ce e fals. Noi nu putem fi niciodată atât de deștept și inteligent pe cât este corpul nostru. Și atunci e așa ca un fum,
cu care omul se joacă. N-are umor deocamdată. Sper să-i pună și puțin umor inteligenței. Cum reușiți să vă păstrați entuziasmul pentru o meserie pe care o faceți de atâta vreme? Ce vă motivează? Entuziasm? Păi entuziasmul e ca spontaneitatea. El e sau nu e? E stârnit sau nu e stârnit? Din păcate, modernitatea în semi-entuziasmul ei, în boala asta care se cheamă predictibilitate, reziliență, eficiență, productivitate, performanță, exact asta reușește să înnăbușe și să chiar să are pretenția că are e incapabil să creeze, să scrie o metodologie a entuziasmului, a spontaneității, a naivității, a purității. Vă schimbă în vreun fel rolul, în vreun bineînțeles, rol pe care îl jucați? Se schimbă orice. Se schimbă și când traversezi strada. În ce sens? Când îți mângâi soția sau copilul, când mângâi o floare, când stau de vorbă cu pisica. Ești tot timpul modificat. Ești altcineva. Asta înseamnă că nu ești același. E ok, e în regulă.